doamne Viorel a comandat la un service prin de lui un platou de brânzeturi, două prăjituri cu frișcă și ciocolată și șampanie zare. S-au îmbrăcat amândoi cât au putut de elegant și s-au privit în oglindă. Viorel a început să predoneze. Siamo la copia più bella del mondo. Nu crezi că se mai cu Bonnie and Clyde? Ha, nu, nu, nu încă. Cum adică nu încă? Deocamdată nu avem intraliere și nu ne caută FBI-ul. Deocamdată? Vorba bine. Uite, am un cadou pentru tine. Viorel scoase din geanta lui de voiaj o cutie frumos colorată în care era un parfum Chanel. Violeta a făcut ochii mari, o cutia și scoase parfumul, pulveriză ușor pe dosul palmei și apoi făcu o mină extaziată. Privi cu atenție sticla. E început? Așa l-am cumpărat. Kennerul care a venit cu căruțul, un bărbat de cât de 50 de ani, s-a mirat când a văzut un cuplu atât de tânăr, dar s-a bucurat când Viorel i-a dat o hârtie de 25 de lei. Uneori aparențe de înșală. Vă desfac șampania? Nu, nu, vă desfac mai târziu. Dacă mânjiți pereții, plătiți văruitul camerei. Așa. La noi se întâmplă des. E în regulă, tata-i zugrav. Atunci vă urez poftă bună și distracție plăcută. Chinerul pus în totul pe masă și se retrase cu căruțul. De când e tata de zugrav? Ei, tata, ce vreau eu? O funcție de circunstanță. Azi e zugrav, mâine milițean. Și lumea te crede? Depinde cum o spui. Uite. Uită în ochii tăi, da? Uită-te în ochii mei, te privesc în ochi și îți spun. Tata e președinte de ceapă. Vrei o toră de ceapă? Violeta râse și se apropie de masă. Mirosi friptură. Chiar gătesc bine ăștia. Dragoste, aici plimbă căruță, mă plimbă tavă. Trebuie să vă spun că nu toată cartea e așa. Astea sunt niște intermezzo-uri care, cum pe vremea când se scria muzică clasică, la un moment dat, undeva pe parcursul melodiei, se băga un sunet foarte puternic ca să trezească audiența, care de obicei adormeamă la concerte. Așa și aceste scene dintre Viorel și Violeta, care sunt în număr de 10 pe în fiecare cincinal câte două, și care încep foarte tandru, cu nu știu cum să se rute, nu știu ce. Acum scriu deja la urmarea acestui volum, unde sunt deja în Germania, ea s-a căsătorit cu un neamț, dar copilul al lui Viorel devine din ce în ce mai complicat totul. Și, ca să spun cinstit, când am scris din versiunea Neter, nu știam că o să scriu al doilea volum, cu atât mai puțin continuarea volumul 3. După cum mărturisește, autorul simte mereu nevoia permanentă de a face ceva nou și de a merge pe cărări neumblate. Însă, cred că experiența sa de viață, experiența sa profesională, îl recomandă cu tărie ca un om de teatru ce iubește scena. Fiind, deci, îmi dați voie să citesc. Regizor, scenarist, traducător, director de teatru, coordonator de proiecte culturale, profesor de teatru, creator, inventator al unor păpuși, personaje giganti și care alegorice, coordonatorul și inițiatorul primelor spectacole de teatru 3D din lume, pe scurt, implicat în fenomenul teatral global. Iată că acum Radu Dinulescu vine în fața dumneavoastră ca scriitorul Radu Dinulescu, lansând acest al doilea volum, care a apărut la editura Creator din Brașov și continuă o epopee care este axată în mare parte pe biografia sa personală. Personal, aparținând totuși foarte puțin acestei perioade oprimate, pentru că eu sunt născută în 85. Sincer vă spun, am savurat mai mult partea aceasta cincinalului din roman decât partea surprinsă în maturitatea lui Radu. Eu mă voi referi din nou la Radu ca personaj, pentru că întotdeauna învăț elevii să facem distinția între scriitor și personaj. Chiar dacă ele coincid, chiar dacă avem o mărturisire că sunt inspirate din experiența
scriitorului, ele sunt trecute prin filtrul conștiinței lui și ne referim la personaje. Cu toate acestea, așa cum ați observat și din ceea ce s-a interpretat, s-a citit, s-a interpretat, că nu puteam altfel atunci când e vorba de, de doi actori, apar și cupluri, da? Viorel și Violeta, și cu toate poveștile, v-am spus că eu mai mult cunosc perioada comunistă din povești, cu toate poveștile pe care le-am auzit din această perioadă, sunt oarecum ușor de anticipat aceste ficțiuni, aceste întâmplări. Atât vă spun, doar că era ușor de anticipat ca până la urmă Violeta să rămână însărcinată, că în perioada respectivă foarte multe situații au fost în acest sens.